Bine ați venit pe canalul Maia și Samir. Astăzi voi picta peste o pictură mai veche, pe care am început-o în 2014 și acum simt că aș vrea să continui, că, de fapt, nu era terminată. Bum, bum! Ai venit aici, spun cu bună? Îmi place că poți să mișcă așa, puțin la perete. Nu cred că-mi iese ce vreau. Adică nu-mi iese niciodată ce vreau. Asta pornind de la premiza că aș ști ce vreau. Adică trebuie să păstrezi o distanță între rânduri, între semințe, altfel nu se mai crește nimic. Că așa e și cu petele de culoare, nu? Dacă pui prea multe, nu mai merge niciuna. Unele sunt mai mari, altele sunt mai mici. Ele au nevoie de spațiu pe măsură. Stând în București, toți banii se duc pe chiria atelierului și cum anume să faci dacă e să fii și salariat, să ai grijă și de copii, să plătești și în atelier și să mai ai timp să și stai în el? Deci asta e o aberație. Este absurditate. Te mai duci la atelier, stai 2 ore pe transport. Mergeam la atelier cu Irma când avea doar o săptămână în braț, o puneam între 2 calorifere. Cred că s-au supărat vrăbile pe mine că stau aici. Nu le las în pace. Că atelierul împart cu vrăbile, adică ele mănâncă din materialele de construcții și când în când trebuie să le mai dau afară, că mănâncă atelierul tot. Eu știu exact ce fac, dar cum să zic, adică știu ce urmează să fac, pasul următor. Doar că îmi plac imperfecțiunile. Îmi plac și lucrurile care survin fără să le iau în calcul. Uneori le invit, adică uneori le las să se întâmple. Știu că se vor întâmpla și sunt mici accidente și eu le creez așa un teren propice. Până la urmă e cam natural, adică sunt vin grauliți, mănâncă recolta, insecte care vin, larve, gândăcei, melci și ai nevoie și de toți dăunătorii. Am și aici tot felul de dăunători. Sunt forțe care se joacă unele cu celelalte, anumite nuanțe care luptă împotriva altora și unele trebuie stinse. Unele trebuie ucise cu totul. Altele lăsate. Și o bătălie. Nici eu nu știu cine va câștiga. Dar am așa o idee. Și asta e frumos. În pictură, în artă tu deții controlul. Quinacridon magenta red. E superb. Mi se întâmplă deseori să revin asupra lucrărilor din trecut. Fie să le distrug în totalitate, să le arunc în foc, să le tai, să le lipesc. Uneori, pur și simplu, să intervin asupra lor, mai mult sau chiar în mod exagerat. Poate vă întrebați și din ce este făcut acest asamblaj. Sunt cotoare de cărți vechi, lipite și prinse între ele cu cuie.
Apoi sunt mii de file de carte veche lipite cu adeziv pentru lemn. Acum nu mai folosesc astfel de adeziv, dar în 2014, când am început această pictură, încă mai foloseam. Acum probabil aș marufla fie cu făină, cu amidon, cu clei de oase sau cu clei de iepure. Dacă vă interesează să știți mai multe despre aceste cleiuri sau despre tehnica maruflării în general, lăsați-mi un coment, vă rog, și am să-mi propun să realizez un video în acest sens. Au fost mai multe etape de uscare între lipituri. Apoi am intervenit și cu textile pe deasupra, adică cu haine vechi. Am pictat cu acrilic, iar acum lucrez în ulei. Despre materialele de lucru voi mai tot vorbi, pentru că mă preocupă foarte mult subiectul. În toate lucrările mele există o întrepătrundere, sau cel puțin îmi propun să fie așa, o întrepătrundere absolută între materialul de lucru și mesajul transmis, fără să se ajungă, sper eu, la un materialism exacerbat. Pe mine mă interesează de unde provin toate materialele pe care le folosesc, de la pânză, la pigmenții folosiți, la lianți și pensule. Dacă timp de 10 ani am tot făcut experimente cu nenumărate materiale și modalități de lucru, cu linogravură, serigrafie, poanse și litografie, encaustică, acvaforte, sculptură în rășin, toate acestea folosesc materiale toxice. Acum mi-am propus să reduc cartea mea la materialele pe care mi le pot face singură. Sau să știu, să vizitez locul de proveniență al unui anumit pigment. Mi-a plăcut foarte mult expoziția pe care am văzut-o în toamna anului trecut de la Belvedere din Viena, a artistei vieneze Johanna Kandel. Voi pune numele ei în descrierea acestui video. Și a realizat documentare ample despre oamenii care extrag toți acești pigmenți, locurile din care sunt extrase, viața celor oameni. Am cumpărat albumul expoziției și dacă vreți să vi-l arăt, să-l parcurgem împreună într-un alt video, lăsați-mi un coment. Până să ajung în punctul de sustenabilitate artistică, mai am încă multe acrilice și uleiuri pe care le pot folosi. Le folosesc așa cu poftă, cu nesaț, ca și cum înainte de a începe o dietă, te bucuri de ultimele prăjiturele. Așa pictez acum, deci mă bucur de ultimele tuburi de culoare cumpărate, de multe ori chiar primite, fără să-mi fie frică să le storc, să le pun direct pe pânză.